Am revenit în direct în această a doua parte a emisiunii. Discutăm despre Ploiești, despre Prahova, despre tot ce s-a mai întâmplat, pentru că aici în studio alături de mine se află doi colegi și prieteni, doi colegi jurnaliști. Valentin Lazar, bună seara, Vali, bună bine seara. Ai revenit în studio, și Sebastian Ignat, bună seara, bună seara. Sebi, bine ai revenit. Și domnilor, vreau să vă văd zâmbind, pentru că trăim vremuri de excepție. În sfârșit, se pare că spre la sfârșitul acestei luni, pasajul supra-teran de la vest ar putea fi gata. Sigur, acum poate ne entuziasmăm de pomană, că am tot fost anunțați că va fi gata acest pasaj, dar acum se pare că lucrurile sunt un pic mai serioase decât până acum. Deși acest pasaj, dacă stăm să ne gândim, trebuia să fie gata la 31 decembrie 2015, adică exact acum un an și jumătate. Și să coste bugetul public mult mai puțin. Mult, mult mai puțin. Cu vreo 90% mai puțin. Da, cu toate 80%. Acestea, administrația este mândră de această realizare. Eu știu dacă e mândră de realizare, că tocmai văzusem astăzi niște bălți foarte mari pe lângă pasajul ăsta. Nici nu a fost inaugurat și înțeleg că bine, drumurile... Bine, e foarte mândră că nu plouă atunci. Drumurile, da, construite în cadrul proiectului s-au inundat și nu s-a mai scurs apa aia pe nicăieri. Vorbim despre o lucrare care, repetă, că poate, deci încă nu, de fapt știm cu toții că n-a fost, că încă nu se poate circula. Tot facem un ocol mare ca să intrăm pe centura Ploieștiului, pentru că nu pot să vorbesc despre un ocol pentru a intra în parcul municipal. Vezi că probabil că s-a și uitat că avem un parc nou, cu nouă hârtii, care este realizat pentru un proiect care ar fi trebuit ca și podul care dă în parc și în centură să fie construit pe fonduri europene. Și dacă podul e inundat, este în ton cu parcul, care nu numai că este nevizitat, dar este deja uscat. Deci, într-o parte, practic, avem apă prea multă. La 3 metri după pod, nu mai avem apă deloc. Da. Asta domnule este Sebastian, imaginea veselă. Dacă îmi permiți să te contrazic. Ai vrut să facem un peisaj, să conturăm un peisaj vesel absolut, al acestei situații. Situația tragică, este că ploieștenii plătesc din banii lor, din bugetul public, din taxele și impozitele lor, în loc să se mai construiască, nu știu, să se refacă niște drumuri, să se construiască o grădiniță nouă, să se repare pasajele subterane din sud, pe unde mai moare cât un om, petrecerea de pieton la cât o lună, așa două, da, pentru că nu sunt bani, se bagă niște bani, niște lucrări care ar fi putut foarte ușor să fie plătite și finanțate din fonduri europene, așa cum au fost câștigate integral, proiectele, da. Dar din cauza incompetenței aparatului, administrației locale, pentru că nu vorbim numai de constructori, despre constructori aici, trebuie să punem punctul, păi vorbim și despre incompetența, delăsarea, nepriceperea poate uneori, nesimțirea poate în alte situații, un cuvânt foarte tare, dar eu când vorbesc despre peste 10 milioane de euro dați din banii mei când proiectul era câștigat, fără bani, da, plătit de către Uniunea Europeană și ajungem să dăm noi niște milioane de euro să fie terminat cu câțiva ani întârziere, da, nu pot să nu mă enervez, să nu mă supăr, da, să nu mă uit în jurul meu cu ochii roșii de furie căutând un vinovat. Da? Nu putem să tăiem panglica săptămâna asta, săptămâna viitoare, da, să rânjim unii la alții pe podul ăla, că văd că au început să urce pe podul ăla, să-și pună poze pe Facebook și politicieni din precambrian, care nici mai sunt în funcții publice și se pozează între ei pe acolo, așa, pe podul ăsta. Zici că podul ăsta l-a făcut și Burebista la început și îl termină probabil îl termina mult mai repede. Aduți aminte de Apolodor din Damasc. Da, și mult mai în trainic. În antichitate era terminat, da, mult mai repede. Și să ne aducem aminte de afară de penibilul situației, că dăm bani când ar fi putut foarte ușor să nu-i dăm. Știi? Că avem un oraș mega ultra împrumutat la bănci. Da? Discutăm, s-a conturat, s-a discutat bugetul pe anul ăsta, amintiți-vă, luându-se în calcul și banii care sunt în cod pe liniile de creditare. Cât de jenant poate fi. Nu ca să faci ceva, atenție, da? Să-ți acoperi niște datorii. Da, mi se pare penibil. Să nu-i vă păște acum zilele astea că tai panglica și dă vreunul declarații privind spre viitor cu ochii așa și tuns proaspăt ca să dea bine în poze și să...
Pentru că ar fi nesimțiți să facă asta. Pentru că mulți dintre actualii membri care compun administrația locală și Consiliul Local, dar și Executivul, au luat proiectul ăsta de la început, de când a început construcția lui. Și azi este penibil să vii și să te pozezi și să mulțumești constructorului și Uniunii Europene că slavă Domnului s-a terminat. Da? Toate proiectele europene au avut probleme. Toate proiectele europene implementate la Ploiești, sau cele mai multe dintre ele, au avut probleme. Dar cu toate astea, toate ne-au fost prezentate ca fiind exemple de succes și de bune practici. Pe cât pui pariu că în momentul în care se va tăia panglica la pasajul suprateran de la vest, ni se va spune nouă, celor care plătim taxe și impozite, că ce bine, și într-adevăr este foarte util și foarte bun, dar ne va fi prezentat ca un exemplu de succes. Uite ce facem noi pe banii Uniunii Europene, uite ce suntem noi în stare să facem și fără noi nu s-ar fi făcut și ce bine și ce frumos și ce deștept suntem noi. Asta va fi discursul, asta este foarte clar. Despre deșteptăciune, ți-aduce aminte că a fost o discuție legată de faptul că unul dintre pilonii podului, și asta s-a descoperit când a început lucrarea, pica pe proprietatea unuia concesionată de la primul, era o fel de proprietate privată, cum ar veni. Da? Și după câteva luni s-a descoperit că de fapt nu era așa și în perioada aia s-a întâmplat să fie și blocat puțin proiectul și în afară de prostia, nepriceperea, nepăsarea, indolența, nesimțirea și cum ai vrei tu să le spui ale factorilor de răspundere, de decizii din cadrul administrației locale care urmăresc proiectul, care avizează, care pot mișca lucrurile mai bine de la constructor și de la ce vrei tu. Trăim într-o țară în care durează să iei un aviz, un an de zile, să iei un aviz ca să traversezi calea ferată, stat cu stat. Da? Într-o perioadă în care primul ministru al României venea la meciuri de baschet la Ploiești și stătea de mână cu fostul primar al Ploieștiului. Da. Și mă întreb, în afara de frumoasele dribling-uri pe care le admirau, coșurile de 3 puncte și probabil și majoretele, să verifice, să vadă așa, măcar aplica, mă băieți, ce-i pe aici? Cineva din administrația Ploieștiului, domnul fost primar, să-i fi zis, șeriful, am o mare problemă cu un aviz cu unul de la guvern de acolo. Suntem orașul care în ultimii 4 ani a avut 4 primari, nu? Atât de... Deci ce peisaj mai lugubru să desenăm despre orașul de astăzi în care trăim? Faptul că pasajul suprateran de la vest, ăsta care nici nu e inaugurat încă, aud că are sistem de degivrare, numai pe o parte, numai pe o bandă. Da? Că era scump să facă pe tot podul. Sistemul de degivrare este ăla care încălzește structura rutieră ca să fie topită, să nu stea zăpadă, gheață. Și nu are tot podul, Victor. Podul ăsta UE, da? Podul UE 2017, nu are... Trebuie să fie UE 2015. Deci au băgat sârme... Nu, UE 2015, Ploiești 2017. Da. Deci au băgat sârme de alea de curent, că practic probabil că așa se, nu sunt ingineri, dar mă gândesc că nu e o chestie. Numai pe o parte a podului unde că e panta mai abruptă și acolo n-ar trebui să fie zăpadă, pentru că dacă ar fi zăpadă, vorbim despre sistemul de degivrare, este băgat numai pe partea către Ploiești, către așa. Că înțeleg că e mai abrupt, că vii și te duci de-a berbelacul până în giratoriu de la OMV și acolo au montat. Pe partea cealaltă e mai lină povestea și s-au gândit proiectanții, aici uite, iată, da? Și ăia care, măi, nu, da, stai un pic, proiectantul poate fi căzut în cap, da? Dar vine cu proiectul, l-a avizat la o direcție tehnică din primărie, niște fete și băieți care ar trebui teoretic să supervizeze, să supravegheze tot. Niște responsabili de proiect care au câștigat niște bănuți, care în mod absolut întâmplător sunt tot din primărie, da? Nu e nicio problemă. Dar uite-te ce se întâmplă azi, uite-te ce avem astăzi. Da? Nu exagerez. Eu nu zic că e 100% un dezastru. Da? A rămas ceva. Un tufiș, o aia, o nu știu ce, vedem. Se poate repara, se poate să nu se... Dar stau și eu să mă întreb dacă existau niște oameni gospodari, da, care se duc și acasă și acum au grijă de casa lor, așa își respectă și fișa postului, că până la urmă și au un salariu. Cât e mic, mare, nu contează, nu? Prea mai vorbim astăzi despre salarii mici în administrație. Nu, și nici ieri, pentru că erau și responsabili de proiect, mulți dintre ăștia care erau și răspunzători să și centreze, să și dea cu capul, atenție. Da? Și ai văzut, e un proiect
Și arătăm așa cum arătăm. Mi se pare propus chiar de către liberali și acceptat cu mare entuziasm de către partidele de guvernământ. Domne, primarii care sunt implicați în proiecte europene au salariile mai mari cu 25%. Da, interesant. Domn. Iată ce bine. Și au voie să-și cumpere un iPhone 7, că este la modă sau că... Pink. Sau, da, da. Pink. Dacă văd că e o modă acum să, da, se ia în toată administrația. Și la țară, ultimul primar de la ultima comună, cea mai amărâtă, trebuie să aibă minim un Mac. Ca să, cu Mac, Mac vorbesc de laptopul. Da, și ca să nu mai folosești sau... denumiri comerciale, da, da, știi, da, foarte bine. Deci, da. Să-l ascultăm și pe Vali Lazar. Aștept cu nerăbdare și tu, presupun, deschiderea acestui pasaj suprateran, în sfârșit, cu un an și jumătate după. Am așteptat cu foarte multă răbdare să se descarce Sebi, care a fost foarte pornit. N-am terminat. L-am lăsat să spună că spunea bine ce spunea. Nu are rost să mai adaug eu în plus față de ce a spus el. 100% sunt de acord. Eu vreau să-i fac o corecție colegului nostru, Sebi. Nu sunt de acord. El spune, știu că ești de acord. E pe subiect, că corecțiile se fac și de către Uniunea Europeană. Absolut, n-am folosit întâmplător termenul, pentru că el spune așa, domne, a plouat, s-au făcut bălți pe lângă pod și dacă mergem în parc, o să găsim totul acolo uscat. Nu, eu cred că după câteva zile ploioase, dacă o să avem o perioadă ceva mai caldă și însorită, presupun că vor crește bălăriile acolo în alte cât omul. Deci vom putea face acolo paintball, tot felul de jocuri din astea, fără probleme. Prin bălării ne putem ascunde, șerpi, alte ligioane. De avați ascunsele. De avați ascunsele. Paintball, ce e paintball? De avați ascunsele, că e gratis. Așa. Așa că domnul Sebastian Benzile Minat... Benzile adiacente podul, nu pe pod, sunt bărți, că pe pod era și greu să... Da. Și pe lângă pod sunt niște benzi de circulație. Ca să ocolești dreapta, stânga, alea sunt... Deci chiar acum mă uit la niște poze publicate de colegii din presă. Bordura nouă, asfaltul nou și balta. Bă, mi se pare incredibil, incredibil. Cine face lucrările astea și nu se și ia, adică sunt chestii de bun simț, nu mai vorbim despre inginerie. Chestii de bun simț, să măsori, să trage o dungă de aia și un asfalt și să lași o canalizare, o gură de canal, o pantă, dar nu știu crezi cum că, se... Uite, știm, eu mă tot gândesc la un exemplu nu și sunt îi solicit atenția, da, și colegului Valentin Lazar. Eu dacă aș fi un cetățean german și aș avea o legătură cu Ploieștiul și aș veni în Ploiești și m-aș interesa, dar domnule, ce s-a întâmplat în acest frumos oraș în ultimii ani? Păi uite să vezi cu proiecte europene, da, ce ați făcut? Hipodromul, hai să mergem să vedem curse. Păi nu, că nu se țin. A, nu, nu. Am făcut un parc foarte mare. Unde e? Hai să-l vizităm. Nu că nu se poate. Nu că nu se țin. N-are nicio autorizație de... Și de ce n-are? Păi n-are cine. De ce n-are cine? Că în România nu există... Adică noi trăim un absurd. Păi este deja o chestie... Așa, ca să... Și ce ați mai făcut? Păi nu că am făcut și un pasaj supraterean. Păi hai să-l văd și eu, să ne plimbăm cu mașina pe el. Păi nu că nu e... Nu că ninge pe jumătate. Da, nu exact. Că ninge pe jumătate. Bun, în situația asta eu m-aș întoarce în Germania și a scrie doamnei cancelar Angela Merkel următoarele cuvinte. Doamnă, vă rog mult de tot, faceți într-un fel fondurile europene să nu mai... proiectele europene să nu mai fie aplicate la Ploiești, că ăștia își bat joc de banii noștri. Eu sunt cetățean german, contribui la bugetul Germaniei, care Germanie contribuie în mod semnificativ la bugetul Uniunii Europene, n-am chef să arunc banii pe fereastră la Ploiești. Știi care e problema? Ei se să nu face. Pentru că banii ăia, la un moment dat, sunt redirecționați către alte state mult mai competitive din punctul ăsta de vedere. Da? Ei nu au o problemă. Este o... o da. Regulă care se aplică la comun. De acord cu tine, dar e o bătaie de joc, sunt bani. Este o bătaie de joc. Faci un hipodrom care nu-l folosești. Sunt convins că e plecată și de la forurile românești care gestionează problematica fondurilor europene. Faci un parc mare pe care nu-l folosești. Care ultra mega birocratizează, înmulțesc condiții, inventează condiții și își bat joc de oameni. Am auzit 100 de miliarde de cazuri de situații în care îți vine să te lași pe gubaș. Da, te auzi pe fereastră. Iată, ne scrie un telespectator că sunt deja bălării mari de tot în parc, spre bucuria câinilor care vizitează cu mare, mare interes, câinii comunitari care vizitează cu mare, mare interes această mare realizare a administrației ploieștene. Păi să ducești și cu vaca, bă, dacă sunt bălării. Iată, uite. Iată o soluție de mult mai ieftină de trimmer, știi? Da. Bun, despre proiectele europene... Haz de necaz.
considerate de către municipalitate ca fiind exemple de succes și de bune practici. Am mai tot vorbit și să sperăm că va veni momentul în care nu vom mai discuta despre ele, le vom avea și le vom uita în același timp. Da, domnilor, haideți că proiectul european sună într-un fel, e complicat, sunt rigori, sunt... Da, semaforizarea Ploieștiului. Ce se întâmplă cu semaforele din Ploiești? Eu cred că nu numai noi nu știm ce se întâmplă cu semaforul. Cred că nici primăria nu știe ce se întâmplă cu semaforizarea din Ploiești. Deci asist de o lună de zile la un pericol continuu, intersecția de la giratoriu la catedrală, da? Unde te aștepți oricând să fie luat cineva pe capotă, să se omoare între ei pe acolo, e un haos total. Aud de la cunoscuți că, domnule, poate într-un fel este mai bine că se fluidizează traficul. Eu știu de la pietoni, de la oameni în vârstă, am zis, domnule, ne e frică, că asta e o poveste, dar vin cu viteză, domnule. Trebuie să... Noi nu trecem decât pe verde, domnule, că așa am învățat noi cu culori să traversăm strada, iar șoferul român, da? Că aici e o chestie de, în afară, vede semnul de trecere, încetinește. La noi nu te prea lasă nimeni. Se merge pe ideea că hai să forțăm. Nu poți să te joci și să spui că fluidizăm, că așa am scris și eu mai devreme. Adică hai să scoatem stațiile RATP, că TC, că fluidizăm traficul. Păi stai un pic până la urmă. Dar e o altă discuție aici, că asta e inventată azi, că de o lună de zile înjură lumea. Dar până azi, știi care era răspunsul? Cum e răspunsul la 100.000 de alte situații din Ploiești care te miră în fiecare zi, te indignează și așa mai departe. Da? Nu avem contract de mentenanță a semaforizării. Că a expirat contractul și în momentul de față în Ploiești nu există un operator care să gestioneze, să managerieze semaforizarea Ploieștiului. Păi ăsta e un răspuns de om normal la cap? Păi cum adică? N-ai un buton la semafoarele alea? Că văd că trei sferturile merg, funcționează. Păi în condițiile în care nu ești atât de oligofren încât n-ai contract numai la semaforul de la catedrală și la celelalte ai, presupunând că n-ai contract la toată semaforizarea Ploieștiului și dacă cealaltă merg, înseamnă că pe undeva intră curentul și pe altă parte merge la următorul semafor, da? Ai experți care stau agățați de liniile tramvai cu curent cu astea la TC, că ai tramvai și așa mai departe. Nu poți să detașezi unul de la SGU, de la TC sau de la vreo instituție ca să verifice un tablou. Că practic un tablou de curent care probabil că s-a scurt-circuitat, s-a stricat ceva, da? Faci o achiziție directă pe 100 de lei, 500 de lei, 1000 de lei, nu știu cât costă așa ceva. Noi, primăria Ploiești Păsea, facem achiziție directă, reparare, semafor în centrul Ploieștiului, da? Ca să nu stea ăla și să... Păi, noi avem, punem nu în față, mă, în tot ce se întâmplă. Dacă întrebi un funcționar din primăria Ploiești, zice, nu! Nu! Stai, mă, să termin ce vreau să... Nu! Nu! Cam zici că suntem... Asta e o chestie românească, nu e numai la Ploiești. Dar totuși alte orașe arată mult mai bine. Deci există undeva un aparat care poate, se poate umbla la el ca să se dea drumul la semaforizarea. Bine, asta e un exemplu emblematic pentru o sumedenie de disfuncționalități pe care le putem observa cu ochiul liber. Nu trebuie să fim ziariști. Fără discuție, numai că este un exemplu. Se văd, te întâlnești cu ele așa și te miră că sunt chestii simple. Adică, bă, de ce în mâine tu, Dobre, tu, Ganea, tu, Pană, că poate și ăstora, că știi că sunt clinciurile astea politice între ei, poate ăstora le convine să fie înjurat Dobre, pe de altă parte Dobre. De ce nu spune într-o zi să sune, neacă aici să stai, ești mecanic la aici, stai, ești fohist, da? N-ai brev, unde este, că poate nu știi Dobre, că ai numai un an de când ești primar, e puțin timp rău de tot, da? Bun. Și să trimiți acolo pe unul să facă așa, să se facă părul în sus și să repare semaforul, mă. Da? Până faci tu contractul de semaforizare. N-ai contract, a trecut un an de zile, a fost un capă seabă în care de sarcini? Stau și eu și mă întreb, pe semaforizare, pe deratizare, pe nu știu ce, pe 100 de probleme, expirat, totul a expirat în orașul ăsta. N-ai iluminatul public, n-ai contract. Dar eu de ce nu pot Dar văd că merg luminile totuși. Dar eu de ce nu pot să uit că... Pe 31 martie nu mi se termină bonusul ăla dacă îmi plătesc impozitele. De ce nu pot să uit că, domne, la 31 decembrie trebuie să am impozitele și taxele locale plătite? Atâta din cât ei uită că pe data cutare le expiră un contract și nu se pregătesc dinainte pentru a doua zi după expirarea contractului. Adică cu 3 luni, 6 luni înainte fac licitație sau procedura
care este necesară și spun, domnule, începerea, data de începere a contractului este prima zi după expirarea vechiului contract. Mi se pare extraordinar de simplu. Domnul Preda, vă ascult, știți cum se spune? Că nu trebuie să te întrebi ce face orașul ăsta pentru tine. Mai întâi trebuie să te întrebi ce poți să faci tu pentru acest adică oraș. Adică să pui, să repar facem patrule rutiere, domnule. La semafoare la facem timp. cum făceam la școală, plătește-ți, nu? Plătește-ți impozitele la timp și după aceea o să vezi că și orașul se va achita de obligațiile pe care le are față de tine. Și mai ușor prin centru pe la catedrală, că ce treabă ai prin centru? Dar nu trebuie să se achite anul ăsta. Poate să se achite la anul, peste 2 ani, peste 3 ani. Să ai răbdare. Pentru mine, ca ploieștean din Malul Roșu, pentru mine a fost... Calot a fost un vizionar. Știi cum era campania altele, locală? Printre altele a fost Ploieștiul vizionar. Pleacă de la periferie. Da. Iată că periferia a ajuns de în centru. De periferie vreau să vorbesc. Uite, pentru mine, ca ploieștean din Malul Roșu, a fost extraordinar de amuzant să citesc comunicatul de presă al primăriei, care m-a anunțat că va face în domeniul semaforizării multe lucruri frumoase în acest oraș, printre care semaforizarea intersecției de la Ofelia, din zona Ofelia. Ei bine, pe această cale vreau să înștiințez primăria Ploiești că acea intersecție este semaforizată de vreo 15, poate chiar 20 de ani, numai că de vreo 2 ani nu merg semafoare, adică nu trebuie să o semaforizeze, doar să le repare și va fi totul bine și frumos. Dar iată, primăria nu știe. Trebuie să luăm pauză, mai avem alte subiecte de discutat, cel puțin la fel de interesante ca semaforizarea și proiectele europene, le discutăm după pauza de publicitate.